salutare, prieteni! Cu siguranță ați auzit și ați și văzut videoclipul pentru minunata piesă intitulată Butterfly, realizată de băieții aici de față, de la Fly Project și Andra. Băieții și băieții de la Snight, adică la Fly Records, e echipa, da. Mă. Cum a fost să lucrați cu Andra? Cum ați cooptat un... Andra e artist, șmecher. I'm hiding when I cry, lonely. Ideea cu Andra a venit de la Ceaușu, că noaptea în care compuseseram piesa, i-am trimis la Ceaușu așa de feedback, că el e un bun enar, știi, are simte, miroase, da. Ceaușu a venit, zice, bă, mă, dar ce ar merge pe asta, Andra? Zici rău. Bă, nu zici rău, ia să sunăm. Și a doua zi am sunat pe Andra și i-a plăcut și a zis, ok, dăm drum. Cum e să tragi voci cu Andra în studio? Pentru că am auzit de pe la colegi de-ai voștri că, băi, Andra intră în studio și cap-coadă, n-ai nevoie de duble, n-ai nevoie... Oricât de bine ar cânta un artist, ai nevoie de dublaje. Nu neapărat de duble, dar de voci duble, de armonii, terțe, cuvinte, tâc. Da, e artistul. E artistul ăla care trage cap-coadă. Bine, nici n-am prea lucrat cu artiști care nu trag cap-coadă. Eu nu trag cap-coadă. No, mă, în general, pe o piesă ca să-ți sune extraordinară, în 2016, pe genul ăsta muzical, nici nu e indicat să tragi cap-coadă. Și să vorbim de altă piesă care a avut perioada ei de glorie și uite că... Stai, mă, că a fost pe Val, nu? Acum câțiva ani, Toca, da. Cum? Dar uite că marele Ronaldo a readus în atenția românilor, nu? Hai, lăudați-mă! M-a sunat Ronaldo cu 20, boss! A câștigat fratele tău meciul! Suntem la Han cu băieții! Trimite-mă piesa frumos pe WhatsApp! Că am numărul la cână! Nu, bă, deci omul a fost foarte tare, nu? Acum, bune, fie vorba între noi, dar sunt la podrac! Cum ați aflat? Fani au trimis pe Fly Project, pe pagina Fly Project, filmulețul. Când m-am trezit ieri pe la 2 după amiaza, Andreea, colega... E matinal, da. Tudor. Sunt matineu eu. Mi-a trimis filmulețul, ia uite, bă, ce tare, ni s-a părut extraordinar și... Am zis, hai să-l postăm, da, adică... Da, v-ați uitat atent să vedeți dacă e Ronaldo sau... Bă, da, că să ne facem de rahat, adică... Era unul cu o mască și nu era Ronaldo, doamne ferește. Era unul de la panduri. Ne-am uitat și noi de vreo 10 ori, exact. Vezi că de când am postat piesa asta, filmulețul cu video cu Ronaldo, au început să-mi trimită prietenii mesaje de pe lume. Uite, bă, sunt la Singapore, ia, uite, bă, sunt la Thailanda, și aici e. Astăzi a trimis cineva din Grecia. Băi, da, bă, e tare, pentru noi cel puțin e o realizare. Nu știu, frate, dar acum 12 ani muream de foame. Ești nebun, lucram la radio și muream de foame. Aveam o lafă de 4 milioane pe lună. Te-ai tâmpit? Adică, cum mi-ar veni mie prin cap cu 12 ani când împărțeam cu ăsta ce era ăla, mă? Fasole cu... conserva de fasole cu... Dar nu o luam cu cârnă, cu costiță, pentru că o luam simplă, că păi era prea scumpă și nu mai aveam bani de pâine. Ești nebună. Ne bucurăm că îți place piesa Toca Toca. Aștept să ne vedem. Poate cine știe. Vezi, data e Cristi pentru prieten și de asta. Cum răsună Fly Project în momentul de față, în străinătate? Spuneai mai devreme că ai aflat de piesa Toca Toca, că este pe locul întâi în Argentina sau? Mă, nu știu dacă îi spui tu, eu de la tine am auzit acum, dar chiar mă bucur. Nu, chiar, nu știu dacă numărul 1 în Argentina, dar piesa e în promovare în Argentina. Am fost și noi în promovare în Argentina. Oamenii foarte mișto, ne-au primit foarte bine. El amor me quema, la muzica suena. Nu știu că vorbim neapărat doar de Argentina, vorbim de toată America Latină. Bun, de Fly Project mai nou, de vreo un an așa, se bucură de un contract, de un real succes. Nu, de un contract semnat, datorită căruia piesele sunt deja în promovare. Urmează să scoatem un album în Argentina, Chile, Mexic, nici nu mai știu, cred că acolo, aici, cum ieși din Teiuș, lângă... Vă așteptăm pe Facebook, pe Fly Project oficial și pe Instagram, Fly Project și Tudor Ionescu, că ăla nu mai contează. Am și eu mesaj. Pa!